Bună ziua, dragi prieteni, am venit la porci. Cați, dragi prieteni, suntem aici la porci, dar are prilata asta de nu se vede. Sunt doi porci aici. Le-a băgat omul aici. Separat, ca să se învață până ne aduce acasă. Că spur și are. Și el tot așa. Aduce că ne tăiem la ziua aia. Deci ăla așa, de obicei, așa nu mă zic. Și ce ne și dacă dau de pelea, că eu prind la târguri, prind la festivale, copiii rămân acasă. Dar mai am eu un porc acasă și să încaieră cu să bat. Ai mei între ideea și băgat amândoi, că am zis că dacă e acasă, să nu se bat. Nu e așa mare coteț. Doi nu se bat. Și am un coteț. Dar nu e mare. Ăsta, matare, dar mic. E mic. Și e închis așa pe mijloc. Ăla într-un subacru. Alina, luăm și porc mic? Iau cel puțin mijloc. Să se urcă aici. Noi mai avem doi porci opriți. Mami! Uite cât porci are aceea omul. Ia, mamă cât porci. E prag la Alina, uite acolo sunt alți. Hai Alina, te murdărești tot. De aceea au luat și la Paște. Da. Au luat porcii ăia mari. Ne ține și nou. Ne ține. Uite ăsta, grașul. Că dacă îi luăm de acum, e prea de vreme și s-o omoară acasă. Uite ăsta, grașul. Ăsta, grasul. Dubi. Ia cum se vede? Gâță. Nu se vede că e prelata asta așa jumate, dar e porc mare. Uitați că se vede. Se vede? Se ține până pe 15, la 15 să fie. Da. Deci nu vorbim 15 să fie. Nu, păi noi tăiem pe 20 și tăiem. Anunță că vremea cald. E cald și nu avem cum să tăiem acum. Și ce cum să i arunc, doamnă? Da, nu te duci asta în mine, că ținem două săptămâni, că știu că mănâncă. Deci nu-mi permis să le dau atâta, dar e mult să mănâncă. Da. Știu. Bine, te făcui lada? Au, nenea, dacă nu se duce într-un puteț în altul, nu te vă spumata, că să-ți lăbesc. Să dau degeaba, să încearcă, sare de acolo, face ceva. Mai ne dacă e colțul pe loc. Dacă îi faci colțul pe loc. Și îi faci cu aia. Uite ce frumos sunt ăștia. Ăștia până la Paște să fac. Uite să venim la Paște. Ăștia de Paște, să fac. Rămâne, uite, mi-a oprit de ei, uite, nu e ăsta. Care? E la roșu. Să-l văd. Ăsta roșu și unul alb, mai oprit de ei. Mai oprit? Pă unde le țin eu? Că am pe ăla de creu al nostru, un coțeț. Lasă că le băgăm acolo. Unde? Că n-avem unde. Că ăla al meu de acasă nu-l tai. Că ai de unde să iei. Ăștia cred că de pace să fac. Să fac. Nu se pune, n-am loc acolo. Uite Alina cum se joacă cu lanț, uite. Ronțe la lanț. Uite că nu am cum să arăt porcii aici la prieteni, că e mușa mama asta, trasă. Picolo nu intru pe la porci.
Uite, astea rămâne, uite, în care lucru nu le dau să-ți dau banii ăștia, trebuia să-ți dau banii ăștia înainte. Că n-ai tu lui Tutin. Da, Doamne, cum așa? Ce rămâne așa? Mai rămâne cât mai... Au făceau 70, Fernando. Și păi ai mai dat 10. Și cu ăștia cu tâmpări pe linie 20, cu 80 cu linie, nu. 70 cu 14, 84. 80 la 90, da. Așa rămâne. Da. Și ține și gata și dăm banii ăia și atâta. Păi noi avem acum cum să luăm. Nu avem babă cum să-i luăm acum. Unde e mașina? Mașina. Poți să se tine zdui. Lasă că ți-l aduc eu pe mine. Când vin cu armar, ți-l aduci pe al mic. Așa. Uite cum se gata, babi. Apa, atunci... Că ai mari porci, cât făceau, mamă? Lasă, 80. Că mai da bani și mai dă. Aia mai dă. Că numai ca să... Aha, ca să-i mai țineți. Să-i dai să mănâncă, să nu-l văd. Nu pot să-i țin, că îmi spar cotetul de-aia. Știu, care vrei văzut, să nu se... Când de la ora mare și-o dat, o dat de două ori în cotetul. Ce, că s-a pus să porcul ăsta jos? Aia e... Ăla e acolo în spate, dar nu se vede. Nu se vede. Am zis care am luat și la Paște. De fiecare om și de Paște, om și toamnă. Vezi că tu logogezi copilul. Trebuie să fac când vin să fac logonă, să ne mai dai porc mai mult. Dar logonă luăm mai mult, luăm 10 atunci. Hai, Alina. Păi și pe aici să vadă ce e pe Alina. Ia uite, vine pe ăla, ăla mai mic dintre ei. Care? Să se joacă ea, ăla. Lasă că ne aduce omul acasă, auzi, când aduce porci acasă, aduce și pe ea mii și ea doi mari și doi mici. Uite, nu stă atât de robotic, ia vină Aline. Uite, care te trebuie robotic. Nu știu, așa, ce s-a mai atât așa, să vină robotic, așa. Ca să și copilul lui are 12. A fost ăsta făcut. Da? Da, așa e obiceiul. Așa e la mine. E logodim și când o fi mare la 18 ani, ne însurăm. Nu acum, nu vreau să le însurăm acum. Nu mai logodim. Da, da. Bună, așa păi și voi cum am acum? Eu? 29. Mulțumesc. Hai să-și pauză. Hai că... Venim cu mașina, venim cu duba. Venim noi, Alina, și luvăm. Cu duba. E ca acolo. E bine că uite ne ține și nouă porci până pe 15. Că n-am unde domnul să-l le țin acasă. Era scandal. Și la omul la țânțărin tot așa ne-am dus, am vorbit, am lăsat și acolo doi porci și ne aduce omul tot la fel, cu acasă, cu mașina. Că în fiecare an și omul ăla tot așa ne aduce. Eu știe că n-avem unde să-i ținem. Aline, îți plac porcii? Ha? Care îți place? Ha? Aline, hai să zic la prieteni. Am filmat și eu aseară 5 minute. De ce mi-ai șters filmul cu varza afară când am pus și eu aseară? Am vrut să-mi filmez și eu, să fac un vlog și Aline mi-a șters filmul. Candese ia baloane de mașină acana, ce zic că s-o candea, n-ai ce păite că l-au apt. Hai. Hai să venim și luăm și pe ăsta. Hai. Venim cu papă, cu duba, bine? Venim cu papă, cu duba. Auzi, vin acolo să vii și mata la mine. Vin cu domnul, nu-l las în gol. Da, da. Hai să venim la noi, vă aștept, da? Da, da. Să nu faci cumva să nu vii. O să-i bai, o să. Nu, nu, nu că am separeu. Am separeu și separeu. Păi, au lucrat ei mari până acasă. Au. Nu sunt cinci. În asta? Păi nu, vin dimineața de noapte. Păi, la stafă să vii la mine. Așa. M-am făcut noi. M-am făcut și înainte. Să sunt două purcele, ca să nu mai țin porci. Alina, îți procură porci? Toată iarna acolo trebuiau scupite și purceaua și porcele. Ăla al mai micuț. Da, dar are coada mai micuță. Uite, vezi că venirăm și noi și mai aveam treaba acasă, am pus varza acasă și mai am de pus astăzi. O grămadă de treabă aveam acasă. Ce purci au rămas? Da, și am luat de acolo, de la Gicu, de lângă noi, am luat eu purcă și soarele mi-a luat purceaua. Și e la fel.
Și mi se pare că e mai mare purcea de capul. Așa merge. Purcelele, da, să pun mai repede să dezvolte. Rămâne, vezi, mă, ta, cum faci, nu este să nu-mi cozi mai înainte. Ne auzim cozi înainte atunci. E vreme, de căldură nu le dai. Că și eu tuiam, că și eu vreau să trăiesc prin la festivale, că am târguri de Crăciun din ăștia care stau. Dar era bine să... Dar dacă anunță toată luna căldură, azi dimineață când au zărăm, gata, zic, ce mai facem? Aducem și copiii nu se descurcă cu ei, eu plec, ăsta pleacă, ce faci în ora cu copiii? Sare purce, mă, nu să țin. Ia să purce afară, ce fac? Copiii, bagă copiii mâna, că avem acolo, bagă mâna la ei. Ce mai fac? Așa. Hai. Hai. Vă mulțumim că ne țineți porci până pe 15. În fiecare an. Vine omul, le aduce tot așa de mașină cu lift, le pune acolo și de jos și le băgăm de la cu de atunci când le tăiem. Da, da, da. Și tot așa, o camatele. Care e tot așa pe vorba. Hai, hai. Ne ținem acelea, mai stau așa. Hai, Alina, hai, hai. Să iei pe doamna cămiță, nu ne vără doamna. Hai, să vii cu ea. Hai. Bine că ne-ați ținut porșii până... Abuține, unde-i tăim căldură? Unde-i bagi? Unde-i bagi? Nu e nici liberat acolo casa stâlpii ca să-i băgăm. Nu e nici casa acolo și așa. Și unde-i băgai? În salon? Nu în salon, băgam cu lumba aia mică, purcii. Eu îngeam și în salon, îți spun. Nu, nu e acolo. Invitația. Ia-o pe aici, ia-o pe aici. Acolo și le tăiem? Da. Da, sus acolo. Mă, încă n-ai cum să faci, că spurcii, n-ai unde să-i ții. Trebuie ăștia doi, mai avem noi al mare, al mici ea doi. N-ai ce să faci. Și spurcii lui crezi la an la an, ai văzut că spurcii are. Ai văzut? Și când cine am ea de Paște care i-am luat trei? Ea trei de Paște, de la el le-am luat. Ai văzut ce spurcii? Avem și acum prin lada cu carne. Și acum avem carne. De la el. Ei de Paște îți mai face alții. De la el și de la om, de la țânțărie, noi luăm. De luăm și noi dai purcii să vedem cum se fac de la el. Da, dacă se fac bine, venim în fiecare iar și ții de la toamnă, la primul, că el are omul ăsta tot timpul. Și să înțeleg, porcul al meu, care îl cresc eu acasă, nu-l mai tăiați, da? Nu-l mai tăiem, da. Afentat și Crăciunul ăsta. Afentat. Da, de Paște îl tai, vreau ca să facă de ăla de 350 kg, vreau. Da. Are acum 200. I-ai mai prelungit un an la porc. Da, să-l fac de 350. L-ai salvat. Deci l-ai salvat. Îmi pare rău că l-am crescut și vreau să-l fac așa, să fie porc de ăla picat. Da. Dar și porci ăștia sunt frumoși, ai mai nevăzut. Dar nu putem să intrăm la ei că băgăm porcă. Dar ce ar fi de pe ăștia ei mici care rămân să-l ajungă pe ăla de spate? A, n-are cum să-l ajungă. S-ar putea, ăștia ei mici și-l ajung. N-are cum că... Porcul meu e crescut. Da, dar ăștia, cum ne creștem noi, porcul tău, porcul tău, dar să vezi ce creștem noi pe ăștia. Porcul meu. Porcul tău. Ai, noi venim acum să vedem porcii care e aceea. Era frumos toți. Și dar tu n-ai mers cu noi să vezi la om ce am oprit. Ce ai oprit, dar nu știu, mai mari ca ăștia, mai mici, ați oprit și voi. Asta vedem acasă când o să vin oameni. Am doi, acum vă procură, nu? Da. Acum să mă duc să vă știu ce ați oprit și voi doi, unde sunt. Și cu unul acasă 5 și cu 2 de aici, 4 luăm de aici. 4 cu 2, 6 cu 1, 7. Vai, mamă, că sport. Vai să vezi ce se îngrașă fata mea, Alina. Da, că tot nu mănâncă, tot purcică. Pulpe cumpărăm și tot pui. Tot pulpe, purcică. Și crembuș, salam de ăla uscat. Da, dar nu-i tăiem acum 3 sau 4, vedem 4 și mai rămâne 3. Vedem ce mai rămâne. Tăiem 4 și rămâne 3. Rămâne 3 de Paște. Da. Ăla a crescut și ăștia doi care-i mai lungi de aici, ai mai mici. Ca să crească acolo. Am zis la prieten că Alin, mi-a șters filmul care am filmat și eu aseară cu varza. De ce Alin a șters filmările aia? Auzi că nu mai avea memorie la telefon. Uite așa e telefonul meu, nu mi l-ai făcut Fernandu să mai filmez și eu. Nu are memorie mare și când dăm să filmez, scrie numai spațiu de... Și am pus varza, dragi prieteni. Lasă că n-am terminat, mai avem din varză. Mai avem. Dar ce mai arătăm acum? Ce a mai rămas? Că am pus două butoaie de ale mari, că am luat 300 de chile. Uite și vinul și tot în beci acolo. Am dus să facem și noi beciul. Trebuia beciul văruit, jugrăvit. La anul. Nu l-am făcut și am pus iară vinul, am pus murătorile, am pus tot. L-am văruit, trebuia jugrăvit. Păi cât e să facem toată vara? Că am avut numai treburi. Toată vara am avut construcții la casă, că dacă n-aveam, făceam. La anul, că
clar. Că de mult socrul tău tot acasă, noi plecarem la porci. Ce o găsim noi acasă? Păi nu. Ce găsim acasă, toată casa de mult. Păi nu, că dacă mâncăm porci, trebuie să mâncăm și murături. Trebuie să mâncăm și murături. Da, mâncăm porci, trebuie să mâncăm și murături. Da, varza e la crit, am pus-o în butoaie, gata. Poate să ningă, dar poate să ningă. Varza, porci, vin, ce mai ne trebuie? Gata. Poate să vină Crăciunul. Ia zi, Alin. Putem să dormim liniștiți. Lasă, mai facem și băneagă, că n-avem acoperiș la casă. Dormim liniștiți. Ce liniștiți dormim și acoperiș n-avem la casă? La bucătărie, da. Ce vorba aia? Liniștiți și n-avem acoperiș. Mai ne trebuie bani acum. Păi vin sărbători, trebuie bani, trebuie unde să mai mă duc, că nu mai am festivale. Ne vezi că nu mai am festivale, unde să mai mă duc? Duminica acum chiar nu mai am. Da, duminica acum nu mai am. Am stat acum două bolciuri, dragi prieteni, pe unde am fost două duminici când am fost. Am fost odată, am tras un frig aici la noi, cum toți zicem, mă, la Rovinari. Am fost un frig, trei zile, patru zile, de-am crezut că tremură inima în mine, ca niciodată. Am pus aerotermă acolo în rută, muream. E, acum unde am fost, pe la București, am stat tot așa trei zile. E, am tras curent, am băgat rolă, că nu puteam să rezistăm. A fost niște oameni lângă noi acolo, mai bătrâni, o femeie mai în vârstă, și-o văd dimineața, stai, zice, ce faci, de e supărată. Zice, sunt supărată că... Aș pute de un că sunt, am stat în frig, zice... Deci simțeam că tremură inima în mine noaptea, am dormit în dubă și mi-era rău. Și am văzut femeia aia venea să plângă, ce-a chinuit acolo. Păi la, de frig, nu mai e cum era vara. 3-4 zile, stai că vine mașină. 3-4 zile a chinuit acolo femeia aia, știi mama, cum? Mamă, mirosul tău porc. Era femeie mai în vârstă, așa ca bunică ta, mioara. I-am și... pus mâna pe ăla porcul mic. Uh-huh. Uite ce păr ai. Eu știu că Alina cere purcei din purcei mici când le-a văzut. Și asta a fost treaba, că dacă tot am fost acolo și am văzut oameni așa, chiar am rămas așa, uite, ești oameni bătrâni, noi că e mai tineri și ne-a fost frig, dar norocul că am avut role multe și am tras o aerotermă de-am adormit acolo. Am să dorm în mașină, chinuită, na, a fost destul toată vara pentru noi, am dormit cum am putut. Am dormit când în spate, în mașină, când în față, pe bănci. Când era mașina încărcată, ne culcam așa, trăinși, așa. Acum ne-am adormit pe drum, că nu puteam să mai ajungem acasă. Eram obosiți rău, când am venit la București. Și am tras în Craiova, pe centură acolo, și ne-am pus și am adormit. Ce să dormi așa pe scaun, așa, ce să dormi? Am adormit un pic, zic, Ioane, oprește, zic că mie mi-e rău. Că văd că nu se simțea el bine. Și eu de frică că face ceva cu mașina, mă durea inima. Am simțeam așa că trezirea inima din mine, când vedeam că pune piciorul pe frână, când trezirea... Că el era foarte obosit, a muncit mult, a dat la manivelă, mi-a făcut, mi-a fript mult. Eu am servit trei zile la rând. Și am oprit în Craiova, ce să dorm? Am dormit o oră așa, stând așa, zice, mai rău, mai obosit, zice, mai bine de merge. Zic, Ioane, nu mai mergi că mor, mi-e rău, zic, mă doare inima, înțelege, zic, oprește undeva că nu mai pot. El a oprit mai mult pentru mine, că nu mai, că vedeam eu, că când vedeam că dă cu piciorul în frână, cum gata mi-era rău. Am simțit că a trezărit inima din mine. Și am ajuns acasă, zic, gata, stăm și noi, te odinim, zic, două, trei zile. Ne-am apucat să mai lucrăm acolo, el la casă, ce mai avem de lucru acolo, la teren, la așa, cum a lucrat toată vara. Și am venit cu Fernando să vadă și el porci, că n-a fost acasă când am venit, noi am arunit porci, să vadă și copiii porci și să vorbim cu omul, să-i mai țină, că e căldură, că nu bine că ne ține porci, până pe 15, când a zis? Până pe 15 ține. Eu cam la sfârșitul. Unde aduceam, că eu prea la festival, eu prea cu Marv. Și pleacă și bărbatul. Ce faci tu cu porci? Bagă copilul mâna la porci acolo. Ăia, al mare ăla, ai văzut ce porc mare. Da, ăla. Bagă copilul mâna, ce mai facem? Lasă-mă în pace, că nu vreau să avem probleme. Hai, la revedere, dragi prieteni. Și dacă știe cineva a fost festival. Te dați like și te abonați la Crăpățel. La Crăpățel. Să ne anunță și pe nouă la festivale, la târguri din așa, să mai mergem și noi. Că chiar săptămâna asta nu mai avem. Și vă mulțumim, dragi prieteni, vă iubim mult, o să vă mai filmăm de acum încolo.
vă mulțumim din suflet pentru mesaje, pentru tot. La revedere, la revedere, dragi.